O să citesc două versete din Cartea Genesa, capitolul 2 și apoi o să spun câteva cuvinte și vom trece spre partea finală, rugăciunea pentru uh, Tudor și Raluca în momentul acesta al căsătoriei. Genesa, capitolul 2, versetul 18 și apoi versetul 24. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De aceea va lăsa omul pe tatăl sau și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Am încercat să negociez cu Tudor un anumit program pentru ziua de astăzi. Și n-am reușit. Am încercat să îl conving să scoată un anumit punct din programul acesta, având în vedere timpul care este pus la dispoziție și faptul că au avut un invitat special pe fratele lui G pentru slujba aceasta și n-am reușit. De aceea m-am ridicat în momentele acestea în fața lor și în fața dumneavoastră să spun doar câteva cuvinte. Nu o să țin o predică pentru că timpul trece foarte repede, dar poate un gând o să împărtășesc pentru voi și pentru noi toți și Dumnezeu din cer să binecuvinteze și cu gândul acesta familia lor și familiile noastre. M-am gândit să încep punându-l o întrebare. Dar m-am gândit după aceea, mi-am dat seama că întrebarea aceasta are foarte multe răspunsuri și cu siguranță nu o să țintească răspunsul la care mă gândesc eu. De ce vreau să vă spun că eu cred, uh, Tudor și Raluca, că voi știți pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul binele de săvârșit. Așa cunoașteți pe Dumnezeu, nu? Când tânărul bogat vine la Domnul Isus Hristos și a pus întrebarea ce bine să fac ca să moșteniți viața veșnică, Domnul a zis, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este binele desăvârșit, înseamnă că Dumnezeul acesta lucrează bine și lucrează spre bine și lucrează pentru bine. Dacă vă uitați cu atenție încă de la început din Cartea Genesă, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut lumina și a văzut că lumina era bună. A făcut cerul, pământul și a văzut că toate erau foarte bune, foarte bine. Dumnezeu lucrează bine. Acum, Tudor, Dumnezeu te-a creat pe tine. Te-a creat bine sau nu? Știți, David spune în Vechiul Testament, în Cartea Psalmilor, înaintea lui Dumnezeu, te laud că sunt o făptură așa de minunată, adică m-ai făcut bine Dumnezeule. Nu știu dacă tu ai stat vreodată în fața lui Dumnezeu Tudor să zici, Dumnezeule, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dar Dumnezeu te-a făcut, te-a creat bine. Acum, uitându-te la Raluca, vreau să te întreb dacă ai aceeași credință că Dumnezeu a făcut-o bine. Dacă poți spune și despre Raluca, este o ființă minunată făcută de Dumnezeu. Poți spune lucrul acela. Și acum Dumnezeu v-a adus împreună să formeze Dumnezeu din Tudor și Raluca o familie. Și când Dumnezeu v-a adus împreună să formeze familia voastră, credeți că Dumnezeu face bine lucrul acesta? Credeți? Sunteți convinși? Slavă Domnului! Acum, unde vreau să ajung și foarte repede nu să insist asupra acestui lucru, dacă Dumnezeu face bine ceea ce face, te-a făcut bine pe tine, a făcut-o bine pe ea, v-a dus împreună să formați o familie, să facă o familie care să fie o familie bună, fericită. Poate fi și altfel. Ce ziceți? Uitându-mă la prima familie din Scriptură, Adam și Eva, Dumnezeu l-a creat pe Adam, Dumnezeu a creat-o pe Eva, i-a dus împreună și a format Dumnezeu prima familie. A făcut-o Dumnezeu o familie bună, a zis Dumnezeu, nu-i bine să fie singur, o să fac pe Eva, aduc să fie împreună prima familie, să fie bine. Și vă întreb, a fost bine? Deci, ce vreau să, să pun ca provocare în fața voastră astăzi, Tudor și Aluc, este următorul lucru. Nu stricați ce-a făcut Dumnezeu bine. Pentru că Adam și Eva au stricat ce-a făcut Dumnezeu bine. Nu stricați ce a făcut Dumnezeu bine. Și din tot, toate gândurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă, o să încerc să vă spun doar unul singur, pentru ca să nu stricați ce a făcut Dumnezeu bine. Ca să nu stricați ce a făcut Dumnezeu bine, fiți preocupați de unitatea voastră. Zice aici: Va lăsa omul pe tatăl său, adică Tudor va lăsa pe tata și pe mama, Raluca va lăsa pe tata și pe mama, vor veni împreună să fie una. Acum, voi credeți că dacă te duci de acasă de la tata și la luca, te duci de acasă de la tata și de la mama și locuiți în același loc, automat sunteți una? Asta crezi? Ca să fie lucrul acesta să fie bine, trebuie să lucrați împreună pentru unitatea voastră. Trebuie să depuneți efort în fiecare zi pentru unitatea voastră. Ca binele pe care l-a făcut Dumnezeu aducându-vă împreună să fie tot bine. Să nu stricați ce a făcut Dumnezeu bine. Trebuie să luptați pentru unitatea voastră. Acum, cum să faceți lucrul acesta? Ce v-a spus și fratele Luigi și vreau să, să, să repet și eu lucrul acesta? Trebuie să gestionați înțelept diferențele dintre voi. Sunteți foarte diferiți prin creație, Dumnezeu va crea diferiți. Sunteți foarte diferiți prin educație, sunteți foarte diferiți prin temperament, poate. Sunteți foarte diferiți prin cultura pe care ați luat-o dintr-o familie și din cealaltă familie. Veniți împreună. Cum gestionați diferențele că sunteți diferiți? Și cineva spunea că despre căsătorie că este este uh, acea unire dintre un bărbat care nu poate dormi cu fereastra închisă și o femeie care nu poate dormi cu fereastra deschisă. Adică sunt foarte diferiți. Cum gestionați diferențele astea dintre voi? Știți, trebuie să nu le supralicitați. Ele există, dar când vă concentrați spre diferențele dintre voi, automat nu veți putea lucra unitatea voastră. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. Spuneți-vă da Scriptură că atunci când l-au prins pe Pavel, S-a convocat soborul acela, preoții ce mai de seamă au convocat soborul și a venit Pavel înaintea lor. Și aduceau tot felul de acuzații, vreau să-l să, -l, să -l condamne cumva pe Pavel. Și spune Sfânta Scriptură că Pavel știind că unii sunt farisei și alții sunt aduc ei, știți ce a spus? Eu sunt fariseu, și dintr-o dată, dragii mei, farisei și saduchei nu s-au mai uitat spre același obiectiv comun. Vrem să-l condamnăm pe Pavel. Și dintr-o dată fiecare s-a uitat la ceea ce este specific. Saduchei nu cred în îngeri, nu cred în învierea morților, farisei cred în învierea morților. Și spune Sfânta Scriptură, adunarea aceea s-a divizat. Pentru că s-au concentrat, dragii mei, spre ceea ce era diferit, spre diferențele dintre ei. Ca să puteți lucra unitatea asta dintre voi, să fie bine ce face Dumnezeu bine. Trebuie să nu supravicitați diferențele, să nu vă concentrați spre ele, ci spre ceea ce aveți în comun, Dumnezeu să vă ajute. În al doilea lucru, în al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți ca să puteți lucra unitate este să aveți același sistem de valori. Ce sistem de valori? De unde luați sistemul de valori? Deci trebuie să aveți sistemul de valori care este aici în cartea asta. În cuvântul lui Dumnezeu. În adevărul lui Dumnezeu. Și se spunea ceva mai înainte să vă iubiți, e de aici din scriptură de la Dumnezeu. Să aveți un caracter modelat ca și caracterul Domnului Iisus Hristos. Atunci lucrați această unitate între voi. Vecul de strămezi este exemplul unei, unei familii, Nabal și Abigail. Știți cât erau de diferiți ăștia doi în familia lor, știți? Știți că unul avea un sistem de valori și ea avea un alt sistem de valori. Bun, oară, Nabal era, pe lângă faptul că era rău din calea afară, zice Biblia, era un zgârcit. E adevărat? Au venit trimișul lui, trimișul lui David, David era în vremea aceea hăituit de Saul. Au venit trimișul lui David, a auzit David că Nabal are sărbătoare, are mâncare pregătită pentru muncitorii lui și a cerut să trimită ceva și pentru David și pentru oamenii lui și a zis Nabal să iau eu ce am pregătit pentru oamenii să dau la cineva care e un fugar ăsta era Nabal știți cum era el? pe lângă faptul că era înțeleaptă femeia asta era o femeie cu inimă deschisă gata să dăruiască a încărcat asinii cu, cu bunătăți și s-a dus să le ducă la oamenii lui David pentru că erau sisteme de valori diferite. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute să aveți același sistem de valori. Citiți în cartea asta. Cum trebuie să fiți, cum așteaptă Dumnezeu să fiți. Și un singur lucru mai spus și apoi închei, dragii mei, un lucru care să vă ajute să lucrați unitatea voastră este să aveți același obiectiv final. Să aveți același obiectiv final. Cum eu știu că voi aveți uh, obiective din astea pe, uh, pe, termen scurt, ce o să fie mâine, ce o să fie poi mâine, uh, să vă orientați în viață. Dar viața asta trece. Eram cu Ambrozie aici undeva în față și luam un par cu apă și zice Ambrozie, viața trece cum curge apa asta. Ce mai vă stă știți că așa trece viața, nu? Viața trece. Întrebarea este dincolo de obiectivele astea mărunte pe care voi le aveți pentru viața aceasta și bine să le aveți. Ce obiectiv final aveți? Când viața asta se scurge așa cum se scurge apa printre pietre și ajungeți undeva spre final, ce obiectiv final aveți? Ca să puteți fi una în familia voastră, să nu stricați ce a făcut Dumnezeu bine. Trebuie să țintiți spre obiectivul acela final pe care Dumnezeu l-a pus în cartea aceasta. Să moșteniți împreună împărăția lui Dumnezeu, veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!